Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Neamț s-a întrunit la Piatra Neamț joi 3 august, având pe ordinea de zi cu prioritate discuții și măsuri pentru evitarea înșelăciunii prin metoda accidentul, iar la punctul diverse, discuții pe marginea înmulțirii la roman a furturilor din locuințe. Președintele ATOP Neamț, avocatul Adrian Bourceanu, consilier județean PSD, a declarat că în perioada 4 iulie-1 august 2017 la roman au avut loc numai puțin de 6 furturi din locuințe, majoritatea prin escaladarea ferestrelor. Cu toate acestea, autoritățile polițienești susțin că, statistic vorbind, numărul furturilor din locuințe este mai mic decât în anii precedenți. Aceste furturi s-au produs prin escaladarea ferestrelor sau prin forțarea ușii de la intrarea în apartament. Da, ședința de ATOP de astăzi nu a avut ca un punct distinct pe ordinea de zi sau cel puțin așa cum a fost făcut convocatorul statistica furturilor pe raza municipiului Roman, dar având în vedere ultimele incidente care s-au înregistrat de furt din locuințe, la rubrica diverse s-a discutat chestiunea asta și s-a raportat că în perioada 4 iulie-27 iulie au avut loc un număr de 5 furturi din locuințe. Primul furt a avut loc în noaptea de 14-5 iulie și a fost prin escaladare la etajul 1. Reprezentantul ATOP nominalizează datele și modul în care s-au produs aceste furturi estivale cu care polițiștii se pare că sunt familiarizați, de remarcat că în ciuda faptului că romașcanii sunt efectiv îngroziți de asemenea situație, polițiștii nu au prea multe pârghii de stârpire a fenomenului și singura măsură pe care o pot lua este aceea de a recomanda ca romașcanii să se autoprotejeze, adică să nu mai țină geamurile deschise nici ziua, nici noaptea. Pe data de 8 iulie a mai existat un furt la parter prin intrare pe geam. Pe data de 19 iulie a mai existat de asemenea un furt. Intrarea a fost pe ușă prin forțarea mecanismului de închidere a unei uși. Pe 21 iulie a fost iarăși un furt tot pe fereastră. Iată că cele care au loc prin escaladările ferestrelor sau prin intrări pe fereastră se mulțesc. Și avem 26-27 iulie un furt prin forțarea ușii. Curios este că, statistic vorbind, așa cum susțin polițiștii nemțeni, numărul furturilor din roman a scăzut anul acesta. Probabil că aici intervine rutina și mulțumirea că se pot raporta și cerceta mai puține furturi. Cu toate acestea, ATOP și-a programat și o discuție aparte pe tema furturilor din locuințe undeva prin luna octombrie, când ședința se va ține la roman. Dacă a fost pe 1 august și e posibil să fi memorat eu greșit sau să notați greșit, da. Însă s-au raportat 5 furturi de pe 4 până pe 27 iulie, ca să facem seama că sunt 6 cu tot cu cel din august de care vorbiți dumneavoastră, adică la cărui parte vă temați astăzi dumneavoastră. Da, da, da. Din punct de vedere strict statistic, dânsii și cei de la Inspectoratul de Poliție Județean raportează o scădere a numărului de furturi pe raza municipiului Roman. Strict statistic, acum vorbim strict pe ceea ce înseamnă statistică. Dar, în tot cazul, nu următoarea ședință de autoritate teritorială, a doua ședință, deci cu prima, a doua ședință, se va face pe zona Romanului și vom discuta cu subiect distinct acest subiect. Referitor la discuțiile privitoare la numărul insuficient de patrule de poliție stradale, oamenii legii spun că sunt în parametrii ceruți de lege și că în Roman ar exista câte două patrule stradale pe schimb. Există două patrule stradale pe ordine publică la fiecare schimb, deci din punctul ăsta de vedere iarăși sunt în parametrii normal de activitate. Uh-huh. N-am mai vorbit acum de efectivele poliției locale pentru că nu era oportună discuția asta decât cu reprezentanții municipalității Roman, dar pe fiecare tură există două echipaje de ordine publică, patrule mobile. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, sau ATOP, este un organism interinstituțional care funcționează pe lângă Consiliul Județean Neamț cu rol consultativ, care este constituit în baza legii 218 din 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române în scopul asigurării bunei desfășurări și sporirii serviciului polițienesc în unitatea administrativ-teritorială în care funcționează. Scopul acestui organism este teoretic asigurarea prin activitatea sa, reprezentarea și promovarea intereselor comunității în scopul asigurării unui climat de siguranță și securitate publică.